Haideți să vedem ultimele declarații pe care le-a făcut Ionela Prodan înainte să fie operată. Pentru mine viața și-a spus cuvântul ca realizări, ca dăruire, ca noblețe, ca orice vrei. Omul e vârsta, te lasă, anii vieții te apasă. Te doboară câte un pic, nu mai ai chef de nimic. Am rămas așa puțin într-o liniște, ca să mă completez puțin și ca suflet. Prinde oboseala. Și oboseala, dacă nu cauți să o păcălești puțin, ca și corp, atunci a trebuit să renunți la carne, la cafea, la alcool. Nu eram eu cu alcoolul, dar oricum am început să mă îngraște, adică ajunsesem la 86 kg. M-am uitat puțin la câteva, vreo două colegi de ale mele și la mine așa, m-am uitat la ele și zic, asta mă așteaptă, așa voi arăta. În curând, dacă nu sunt atent de cu mine, așa voi arăta. Și atunci am spus, gata. Mai beau cafea. Se va schimba complet. Și așa a fost. Starea mea este alta. Mă simt mai odihnită. Corpul parcă nu mă durea, mă scolam din pat și mă dureau, mă eram obosită. Nu mai dormeam nopțile. Încep să mă complexitatea asta de idei. Și, domne, eu eram într-o agitație totală. Legea vieții e făcută să fie de om trăit. La aniversarea ei din octombrie anul trecut, interpreta de muzică populară ne-a acordat un interviu alături de fica sa. Cum se simte doamna Ionela Prodan la 70 de ani? Trebuie să mă crezi că dimineața mi era puțin mai așa, mai osare, mai moleșal așa, dar acum parcă nu știu, și avea dreptatea în cuțea, că spunea, mamă, trebuie să mai ieși în lume, să mai ieși puțin. Tu te-ai închis așa în casa acolo și că eu am avut așa o stare mai specială de-a mea cu viața asta paralelă în familie, scenă și politică, puțin așa spus politică, pentru că pentru mine politică înseamnă adevăr. Sunteți iubită, alintată? Doamne ajută! Păi eu, copiii mei, mi-am crescut într-un fel anume, ca să știe, să nu uite de unde a plecat niciodată și, pe urmă, seriozitatea, sobrietatea cu viața, relația cu viața să fie în perfectă stare, cât se poate. Sunt fericite că am fost și o perioadă mare din partea vieții, am fost și tată și mama, plecând tatăl lor dintre noi. Însă bucuria este pentru mine enormă. Am două fete minunate și nepoții nu mai vorbesc și ginerii nu mai vorbesc. Mă iubesc, mă fac să se umple sufletul tot timpul de bucurie și o floare e viața mea lângă ei. Sunteți cea mai bogată mamă, aveți două fete superbe, nemaipomenite. Am cinci nepoței, dai seama, Maia, dacă fata ei, de nouă anișor, dacă nu era școala, venea și ea, dai seama, dar vine și ea în România. Și Antoni, ginerile meu, copilul, bărbatul ei, la fel, adică tot au rămas. Dar Anca a lăsat totul și a venit, a spus, mamă, 70 de ani, e o viață de om. Și Rebecca, Sara, Luca, băiatul din partea lui Laurențiu, adică pentru mine sunt... Omul e vârsta, te lasă, anii vieții te apasă. Te doboară câte un pic, nu mai ai chef de nimic.